Echipa națională de tenis de masă juniore a României, condusă de antrenorul de la CS Pristavu Câmpulung, Madeleine Ionașcu, a obținut medalia de bronz la campionatul european ce se desfășoară în această perioadă la Guimaraes, în Portugalia. România a făcut parte din grupa B, a obținut victorii pe linie, toate cu 3 la 0. În optimia trecut de Slovacia, 3 la 0. În sferturi a învins Franța, scor 3 la 2. După o revenire spectaculoasă pentru ca în semifinale, România să piardă dramatic, scor 2 la 3, meciul cu Germania. În această partidă, România a avut 1-0 după victoria lui Cristian. Pletea a fost egalată și chiar condusă de Germania, scor 2-1. Numai că Pletea a câștigat încă o dată, restabilind egalitatea 2-2 și a trimis meciul în decisiv. Un decisiv care l-a găsit la masa de joc pe Rare și Poș din partea tricolorilor. Meciul a fost unul dramatic ca de altfel toată partida. Neamțul a condus cu 1-0 și 2-1, dar de fiecare dată românul a egalat. În setul decisiv, Rare și Poș a jucat perfect și a avut 10 la 5 pe tabela de marcaj, având nevoie de un singur punct pentru a-și duce echipa în marea finală. Incredibilul s-a produs, Neamțul a egalat la 10 și apoi s-a impus la avantaje, scor 14 la 12, stopând astfel drumul României spre marea finală a competiției. De joi în Portugalia vor începe probele individuale, acolo unde prezent va fi și jucătorul de la CS pristavul câmpului Florin Spelbuș, cel care, de altfel a și evoluat în mai multe meciuri pentru România în proba pe echipe.